Rectorul Academiei SRI și-ar fi plagiat propriile cărți, Universitatea Babeș-Bolyai verifică acum activitatea lui Adrian Ivan. Precizări oficiale, CEDO nu obligă statul român să legalizeze mariajul gay, dar parteneriatul civil nu va putea să fie amânat la nesfârșit. Și atentate sinucigașe cu zeci de victime în Pakistan. E vineri, 29 septembrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Pare un exercițiu condamnat să eșueze, dar e mai mult decât nimic. USR și Forța Dreptei au reclamat pachetul guvernamental de măsuri fiscale la Curtea Constituțională. Partidele de opoziție spun că taxele noi și cele majorate care intră la anul în vigoare nu impuneau o procedură precum asumarea răspunderii în Parlament. De asemenea, pachetul fiscal aduce schimbări foarte complexe, ceea ce poate duce la ambiguitate legislativă. Plângerea depusă la CCR e semnată și de doi parlamentari liberali, Dan Vulceanu și Gheorghe Pecingină. E greu de crezut, oricum, că demersul opoziției va trece de Curtea Constituțională. Instituția e dominată de persoane numite de președinte și de partidele din coaliție, observă ziarista Ioana Enedogioiu de la spotmedia.ro. În opinia sa, opoziția a ratat șansa de a depune o moțiune de cenzură, chiar dacă și aceea ar fi fost respinsă de actuala majoritate. Existența unei moțiuni de cenzură ar fi avut totuși o valoare simbolică importantă. Pe de o parte, ar fi arătat o poziție politică formalizată la acest pachet, nu doar declarativă. Dar faptul că nu au putut să depună nici măcar o moțiune de cenzură, sigur că face și forța în general a actualei puteri covârșitoare. Potrivit Ioanei Enedogioiu, viteza cu care pachetul fiscal a trecut de Parlament sugerează cum ar putea să funcționeze actuala coaliție și după alegerile de la anul. Așa cum merg lucrurile acum, dacă nu se întâmplă cine știe ce eveniment extraordinar și nu aterizează mai știu ce lebădă neagră, actuala putere, cum UDMR, fără UDMR, cum o fi, va continua să guverneze. Iar de partea cealaltă, ce vom avea? Un aur exact așa cum este acum, ca forme de manifestare, dar cu mult mai important numeric. Iar pe de altă parte, să reper Forța Dreptei, care ori intra, să zicem, o opoziție frecventabilă, foarte slabă și fără a putea să facă nimic. Rectorul Academiei SRI și-ar fi plagiat propriile cărți, peste 830 de pagini identice apar în 5 volume diferite semnate de Adrian Ivan. Așa arată o investigație a cotidianului Libertatea. Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai s-a autosesizat și va analiza cazul pentru că Ivan este profesor și la UBB. În vârstă de 54 de ani, el conduce instituția care formează ofițeri pentru Serviciul Secret, dar și pentru alte instituții de Siguranță Națională. Coordonează, de asemenea, teze de doctorat. Printre ele se numără cea a lui Lucian Bode, acuzat la rândul lui de furt intelectual. Contactat de ziaristul Laurențiu Ungureanu de la Libertatea, Adrian Ivan a recunoscut că a folosit aceleași texte în lucrări diferite, dar a adăugat că nu vede vreo problemă. Pot să accept că unele lucruri se mai repetă, dar asta se repetă la foarte mulți autori. Dumneavoastră sunteți sigur că în cărțile dumneavoastră nu se repetă pagini întregi? Sunt lucruri care apar în anumite lucrări pe care le-am publicat și pe care le-am folosit și în unele articole scrise de mine. Nu, se repetă cuvânt cu cuvânt. Adică sunt prezentate drept conținut original, numai că noi le-am mai găsit altundeva. A, dar le-ați găsit tot la mine, nu la cine? Tot la dumneavoastră, da. Un alt profesor universitar cu care ne-am consultat susține că acesta este autoplagiat. A, bun. Bă, asta, știu teoria asta. Nu vă mai pot da detalii. Sunt lucruri pe care mi le-am asumat, pe care le-am susținut întotdeauna, pe care le-am predat. Ce rol au avut, practic, aceste cărți pentru activitatea dumneavoastră profesională? Nu vă mai răspund. Deja mergem într-o direcție în care nu doresc să mai vă răspund.
Statul român s-a ferit atâta vreme de parteneriatul civil încât nu pare în stare să priceapă că, de voie sau de nevoie, tot va trebui să-l legifereze. Confruntat cu o foarte recentă decizie a CEDO, care spune că România trebuie să ofere protecție legală cuplurilor de același sex, guvernul mai trage un pic de timp. Iată ce spunea ieri purtătorul de cuvânt al cabinetului, Mihai Constantin. Statul are în mod legal termen de 6 luni pentru a transmite Comitetului de Ministri un plan de acțiune cu privire la măsurile pe care le are în vedere pentru executarea acestei decizii sau, și într-un scenariu mai accelerat, să transmitem Consiliului de Ministri chiar un bilanț al acțiunilor care s-au întreprins în aceste 6 luni de zile. Așadar, este un subiect în atenția Guvernului. Numai puțin de 8 proiecte de lege care ar legifera parteneriatul civil zac în prezent în Parlament. Problema e una de asumare politică, spune Cioba Astaloș, președinte al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. El insistă că CEDO nu obligă sub nicio formă statul român să legifereze căsătoriile între persoane de același sex. De întâmplat nu prea are ce să se întâmple. Deci la un moment dat statul român va fi în situația să adopte un astfel de cadru legislativ. Acum, noi anul viitor vom avea 4 rânduri de alegeri. Nu știu dacă este momentul sau perioada cea mai potrivită pentru o dezbatere publică, s-ar politiza în mod excesiv. Și să nu uităm că totuși vorbim despre un subiect care în mod constant a fost și este și va fi în războiul hibrid dus de Rusia împotriva Vestului, unul dintre pilonii de propagandă și de manipulare și de subminare a stabilității unor societăți democratice. Care va să zică mai devreme de un an și jumătate, chiar nu vă așteptați ca această lege să treacă de Parlamentul României. Dacă Parlamentul nu va adopta în această sesiune parlamentară o lege în implementarea deciziei CEDO, atunci anul viitor nu văd posibilă o adoptare a unei astfel de legi, pentru că vom fi într-un an electoral și cred că implementarea va trece dincolo de alegerile parlamentare de anul viitor. Ce riscă România neaplicând această hotărâre a CEDO? Putem să riscăm inclusiv suspendarea dreptului la vot în Consiliul de Ministri al Consiliului Europei. Eu am subliniat 2 aspecte extrem de importante. CEDO nu obligă România să legalizeze căsătoria între persoane de același sex. CEDO spune ca România să adopte o legislație prin care protejează și recunoaște cuplurile de același sex. Această instituție în Uniunea Europeană este parteneriatul civil. Așa a făcut și Grecia, care e o țară profund ortodoxă, așa a făcut și Italia, profund romano-catolică, inclusiv Ungaria are parteneriatul civil, unde cunoaștem caracteristicile regimului. Dar, astăzi, în mod individual, orice cetățean român care îndeplinește condițiile de adopție poate să adopte un copil, indiferent de orientarea sa sexuală. Știm că societatea a evoluat și sunt foarte multe cupluri de sex diferit care duc o viață de familie împreună, au copii împreună și nu au nicio protecție juridică, trăiesc într-o insecuritate juridică. Tocmai o lege a parteneriatului civil s-ar aplica în largă majoritate, în primul rând, cuplurilor heterosexuale necăsătorite exact. Din România. Exact, care cred că la număr sunt substanțial mai mulți decât cuplurile de același sex. 35% dintre copiii născuți în ultimii 5 ani în România sunt copii în afara căsătoriei. Asta spune Institutul Național de Statistică. Rusia bruiază comunicațiile GPS ale navelor din apele teritoriale române, iar lumea ar trebui să se aștepte la o confruntare pe termen lung, așa spune șeful statului major al armatei. Generalul Daniel Petrescu nu crede că în momentul de față se întrevede finalul războiului din Ucraina. El se teme chiar că infrastructura României sau navele comerciale din apele teritoriale ar putea să fie lovite din greșeală. This has become the new normal and impacts massively on the Romanian population perception about war, about their security and about the scrutiny under which the armed forces are being today.
Șeful armatei române a spus că atacurile lansate constant de Rusia asupra porturilor ucrainene din apropierea României au devenit noua normalitate. Fragmente ale mai multor drone au fost găsite luna aceasta în delta Dunării. Inițial, guvernul și președinția au negat existența unor astfel de incidente. Agenția de știri Reuters adaugă între timp că România dislocă apărarea antiaeriană mai aproape de satele sale dunărene de la granița cu Ucraina și că sporește numărul posturilor militare de observație. E un semn de îngrijorare, scrie agenția, că războiul din Ucraina s-ar putea extinde pe teritoriul NATO. Cel puțin 50 de persoane au fost ucise în Pakistan și tot atâtea rănite în două atentate teroriste sinucigașe. Cel mai grav atac a avut loc în apropierea unei moschei din Baluchistan, în sud-vestul țării, în ziua în care musulmanii sărbătoresc nașterea profetului Mahomed. Aflată la frontierele cu Afganistanul și cu Iranul, regiunea e cea mai mare din Pakistan și e adesea scena unor atacuri din partea talibanilor sau a grupării teroriste Statul Islamic. Al doilea atentat a lovit o moschee dintr-o stație de poliție, 5 persoane au fost ucise, iar acoperișul clădirii s-a prăbușit în urma exploziei. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția, salariul minim garantat se majorează cu 300 de lei de la 1 octombrie, hotărârea de guvern care include această schimbare a apărut în Monitorul Oficial. Venitul brut de 3.300 de lei înseamnă că angajații vor încasa 2.070. Oficial, în România beneficiază de acest venit circa 1.500.000 de oameni, mai bine de un sfert, adică dintre toți angajații activi. Majorarea nu se aplică în construcții, agricultură și în industria alimentară, guvernul s-a încurcat în calcule, iar aplicarea deciziei ar fi însemnat, de fapt, reducerea ale salariilor din aceste domenii. Săptămâna viitoare începe campania de vaccinare antigripală, medicii de familie le vor putea prescrie categoriilor de risc vaccinul compensat integral. Campania pornește nu numai pe fundalul propagandei antiimunizare, ci și în condițiile în care farmaciștii și medicii de familie deopotrivă s-au plâns că primesc cu mare întârziere decontările serviciilor prestate. În lipsa unor sume alocate rapid de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unii medici se gândesc să mai acorde consultații doar pentru urgențe, copii și femei însărcinate. 6 capete de acuzare în Statele Unite pe numele unei influencerițe care s-a filmat pe când încuraja mai multe persoane care jefuiau magazine din orașul Philadelphia. Ea se numără printre cei arestați de poliție. Dygea Blackwell, cunoscută drept Meatball pe rețelele de socializare, are aproape o jumătate de milion de urmăritori numai pe TikTok. Femeia a asistat pentru început la un protest al mișcării Black Lives Matter care a degenerat. Unele persoane au spart mai multe magazine, iar ea le-a încurajat, ba chiar potrivit poliției, le-a condus din magazin în magazin. Punem punct aici știrilor zilei. Mâine, rezumatul săptămânii e de găsit în newsletterul nostru scris, realizat de colegii Ani Sandu și Alex Enășescu. Ne auzim din nou luni seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!